România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Avem o bucurie, prieteni, ceea ce aparent ni se întâmplă rar. Acum să vedem ce facem cu ea. De un an încoace, România descoperă o minune de copil cu minte de adult, un bun simț special și cu capacitatea de a nota cum probabil niciun alt muritor nu a făcut-o vreodată. David Popovici este campion mondial în proba de 200 de metri la not, iar diseară, după ora 7, în direct la TVR, are toate șansele să fie campion mondial la proba de 100 de metri. Știți voi, proba aceea care îi încununează pe mari, mari campioni ai acestui sport. Nu numai atât. Copilul acesta din București este privit ca un fenomen nu doar la noi, ci pe toată planeta. Lumea așteaptă ca el să doboare cele mai mari și mai vechi recorduri și să o facă de o manieră uluitoare. Nu puțini sunt cei care spun că un asemenea campion se naște odată la 100 de ani, că alcătuirea corpului său este unică și că talentul îi este răvășitor. Avem să-i mulțumim în fiecare zi pentru prezența sa, pentru modestie, curaj și lecțiile sale, pentru modul în care vorbește și muncește. Iar această minune s-a născut la noi și se pregătește aici, ceea ce, desigur, pare complet aiuritor. Pentru că știm, nu-i așa, România e o țară incapabilă să producă mari campioni. Sportul românesc este la pământ, iar lipsa de preocupare legendară. Nu avem bazine și pare chiar un miracol să putem da un campion de not în condițiile astea. Aceasta trebuie să fie prima senzație a lumii în care trăim. Să se fi schimbat ceva, oare? Am făcut de data asta ceva mai bine? Trebuie să punem la încercare chestiunea asta azi. Nu cumva am învățat brusc să facem niște performanță? Este totuși o performanță românească, întreb, pentru că un val masiv de negare s-a născut după rezultatele lui David Popovici. Să analizăm și câteva fapte. Este evident că performanța sa aparține lui David și familiei sale, în primul rând lor. Nucleul acesta s-a pregătit ani de zile, a făcut sacrificii, a bătut din poartă în poartă, a căutat bani și a împins lucrurile mai departe. Și părinții au fost total implicați, inclusiv de acum cu celebrele mese nocturne. Pe de altă parte, statul român și noi ca societate pare că nu am ratat momentul. Pe măsură ce David a făcut performanță, copilul a fost ajutat. A lucrat în centre olimpice, a fost pregătit de cei mai buni antrenori și tehnicieni români, a beneficiat de cheltuieli speciale din partea sportului românesc, este plătit cu un salariu mare, chiar spectaculos pentru România, primește lunar o primă olimpică și premii de la minister în caz de performanță. Echipa sa este plătită și de club și de COSR. Federația a făcut eforturi în a răspunde cu bani și pregătire la ofertele care vin din alte țări. Adică, pe scurt, se pare că s-a întâmplat ce trebuie la momentul potrivit. Evident, o excepție din care putem învăța ceva, consider eu. Iar eu vă invit la dezbatere. Vreau să-mi spuneți ce credeți despre acest copil. Iată, 0372 069599. Repet telefonul, 0372 069599. Cum priviți succesul lui David Popovici? Ce aveți de învățat de aici? Și cum credeți că este posibil ca România să dea un astfel de campion? E doar o reușită individuală sau una la care a contribuit și societatea noastră? Știți ce vă întreb de fapt mai pe șleau? Are, domnule, România, statul, societatea, au toate astea vreun merit în victoria lui David Popovici? Asta e întrebarea grea a zilei de la care pornim. România în direct este și pe Facebook, mai arunc o privire și acolo. La radio ne întâlnim din acest moment și îi dăm cuvântul Florinei, prima la Europa FM. Salutare! Bună! Florina sunt și e de apreciat băiatul ăsta. E de apreciat pentru că a făcut performanță, a dracului performanță, într-o țară în care nu prea i-a ajutat. Asta e părerea mea. E munca lui, e efortul uriaș al părinților. Am emoții. Dar 99% este strict performanța lui. Uh-huh. Să nu uităm că la noi nu se vorbește decât despre fotbal.
Avem atâția oameni care fac sport, indiferent de sport, despre care nu știm. Și v-am sunat pentru că sunt mama unui campion balcanic la kendo. Bravo. Nu s-a știut nimic despre chestia asta. Performanța fiului meu a fost munca lui și efortul nostru al părinților lui. De la deplasări până la cazări, până la tot ce înseamnă performanță. Felicitări pentru munca voastră. Da, mulțumesc. Munca antrenorilor, sigur, fără ei n-ar fi ajuns niciun copil antrenorii să facă performanță, indiferent. Antrenorii cine îi plătește? Nu sunt plătiți. Nu sunt plătiți antrenorii copilului tău? Nu există o federație de specialitate? Nu? Există o federație care, eu știu, face, există cupa la kendo, există campionate de kendo și atâta tot. Antrenorii sunt voluntari. Oameni... Nu e sport olimpic. Este artă marțială cu armă și pentru că simulează, să zicem, moartea, nu este sport olimpic. Înțeleg. Și avem performanță. Da, înțeleg chestiunea asta, aici lucrurile sunt un pic diferite. Cât despre presă, acum, nu vreau să zic o răutate, știi, dar valul popular de entuziasm pe Facebook este una, presa e cu totul altceva. Uite, de exemplu, aseară în cazul lui David Popovici, audiențele TVR au fost 0,4. Aștept ca astăzi să crească, sigur că da, poate vor face unul, dar poate vor face mai mult de unul, sau cine știe, poate toată nația va fi acolo, dar acel 0,4 în condițiile unui mare succes înseamnă de fapt că 40.000 de români din toată țara au ales să se uite la televizor la chestiunea asta. Deci, dar nu mă miră. Eu n-am auzit că se desfășoară un asemenea campionat. Da. Și chiar dacă, ok, n-am auzit eu, mea culpa, voi știați, s-a mediatizat că avem pe cineva care participă la campionat? Da. Și acum... TVR-ul, ok, foarte bine că transmite, laudă lui, dar ei n-au știut dinainte? Au trebuit să se agite și să ia drepturile de transmisie azi? Au știut, după ce David a luat și-a nu, le iau apărarea, aici televiziunea publică poate să investească mai bine și mai mult, toate lucrurile astea costă bani, iar lumea nu-și asumă să dea banii ăștia la ceva ce noi nu ne uităm în general. Că, ok, e o treabă de business în ultima instanță, pot să înțeleg treaba asta. Ceea ce nu pot să înțeleg este de ce nu acordăm noi, ca societate, ca stat, ca ce vrei tu, de ce nu acordăm atenție și altor sporturi în afară de fotbal. Aici pot să-ți dau dreptate pentru că nu avem o cultură sportivă, pentru că gazetele de sport și televiziunea de sport se concentrează. Dar nu avem o cultură sportivă indiferent de cultură sportivă. Noi avem o cultură a fotbalului, punct. În presă, da, avem o cultură a fotbalului, punct. Asta este foarte adevărat. Dar aici îți mai dau un sfat. Există publicații în țara asta care se ocupă și de altceva și le numesc. Este vorba de publicația Lead.ro, este vorba de 30.0, asta e publicația de tenis. Există un newsletter care se numește ATLT și care vorbește despre alte sporturi. Există o ziaristă extraordinară de sport care se numește Andreea Giuglea și care face niște portrete ale acestor oameni și urmărește alte competiții decât fotbalul? Adică, cum să spun, eu cunosc și știu că avem campioni europeni la curse de câini. Da. Cine știe despre ei? Da, dar asta să știi că... Sunt atâtea exemple, pe astea le știu eu că mă sunt aproape. Dar, și mi se pare un pic de ipocrizie, iartă-mă, să ne lăudăm și să ne batem cu pumnul în piept acum, că vai ce performanță a făcut David Popovici și noi suntem români și el e tot român. Îți mulțumesc tare mult, da. Și noi suntem români și el e tot român, sigur, dar nu așa funcționează lucrurile. Chiar mai spune cineva aici, păcat că s-a născut în România. Cum păcat că s-a născut în România? Mă uitam pe Facebook. Cum păcat că s-a născut în România?
Foarte bine, domnule, că s-a născut în România. Ai vrut să zici păcat pentru el că s-a născut în România, că în America era multimilionar. Nu avem șansa să ne naștem peste tot, dar în România este un om cu un nivel de trai peste nivelul obișnuit al românilor. Clubul la care lucrează îi plătește un salariu, l-a publicat ieri Gazeta Sporturilor, de 7.000 de euro. CUSR îi plătește prima olimpică lunară, care, din câte știu eu, poate ajunge, poate, nu știu cât e, dar poate ajunge la 1.500 de euro. Sunt premierile de la Ministerul Tineretului și Sportului, are sponsori în spate, deci nu, are pentru România, e un nivel de trai care îi răsplătește munca, zic eu. Dan, salutare, are România merite în această victorie? Are merite limitate. Consider că în principal merită, trebuie să... Am o rugăminte, vorbești pe cască sau pe speaker și asta nu ne ajută deloc, din potrivă. E mai bine? E mai bine acum? Dacă vorbești mai tare o să fie mai bine, da. Da, spuneam că consider că România are merite limitate. Majoritatea crema îi aparține lui David. Și din punctul meu de vedere, problema apare la numărul de sportivi din care se face selecția pentru a ajunge la performanță. Lipsește sportul de masă. Cum spunea domnul dinainte, noi doar fotbal trebuie să promovăm. Dacă ne uităm în jur, vedem că copiii noștri sunt obezi, că copiii noștri nu fac sport de masă, că bolile legate de această afecțiune combinată și cu alimentația foarte nepotrivită ne duc să avem o generație viitoare cu multe probleme. Sunt părinte de fost membru al lotului național de polo. Sunt din Oradea, un centru de natație recunoscut. Și totuși, în Oradea, de aproape 2 ani de zile, bazinul olimpic, care a fost făcut recent, de 10 ani, este în renovare. Scuze, s-a întrerupt o secundă. Este în renovare, ai spus? Este în reparații capitale. Și tot se repară la el. Este un bazin relativ nou. Cel vechi se prezintă în... făcut pe timpul Ceaușescu, se prezintă mult mai bine decât cel nou. Pentru că lucrările publice se alocă pe principiul cel mai ieftin, cel mai mic preț oferit. Nicăieri în Europa, în centrele de natație, nu se mai fabrică, nu se mai construiesc bazine decât din inox. Noi continuăm să le facem din beton, placate cu gresie și faianță, care până la urmă apar scurgeri, infiltrări, ca să nu vorbim de nivelul de igienă din bazin în momentul în care nu folosim inoxul. Recunosc că nu suntem nici cei mai pricepuți, nici cei mai bogați. Da, problema tocmai asta este, că suntem prea săraci ca să ne putem permite ceva. Bazinul nu din inox ne costă mai scump, pentru că trebuie să-l tot reparăm în continuu. Dar știm că reparațiile continue sunt sursă de venit în anumite situații pentru cine se ocupă. Okay, deci revenim la tema discuției. David, da, este meritul lui și al familiei. Cât despre fondurile pe care le primește, nu cunosc, e bine dacă este așa, dar vă spun foarte sigur că problema este lipsa sportului de masă, a sporturilor. În afară de fotbal, nimic nu este promovat. Copiii, dacă vrei să-i dai la un sport, indiferent că e olimpic sau nu, trebuie să susții cheltuielile. Chiar dacă antrenorul este plătit de o federație, salariul pe care îl primește este derizoriu. De fiecare dată părinții contribuie suplimentar la sport. Țin să vă spun că Ministerul Tineretului și Sportului are atâția bani cât au partidele din România. Ăsta a fost bugetul alocat anul trecut. Deci, știți că partidele politice din România primesc bani de la buget ca să, mă rog, să se întrețină, să trăiască și ele, că e nevoie de democrație, nu? Și, de fapt, fondurile alocate partidelor sunt la nivelul celor de la Ministerul Tineretului și Sportului. Asta este
Asta e una dintre lucrurile, sau asta e unul dintre lucrurile cele mai complicate pe care trebuie să le spunem. Opii, nu contest, dar problema este, după ce au fost alocate aceste fonduri, cum sunt cheltuite, unde ajung? Pentru că nu e suficient să le alocăm dacă în momentul ce ajung în teritoriu sau acolo unde ar trebui, sunt folosite în cu totul alte scopuri. Uitați-vă sau aduceți-vă aminte pe, înainte de 89, ce însemna sportul în România. Câte, câte performanță aveam. N-aș face comparația asta, mulțumesc tare mult, Dane, eu n-aș face comparația cu înainte de 1989, pentru că nu trăiam într-o lume digitală. Astăzi, adulții și copiii au mult mai multe chemări, au mult mai multe lucruri de făcut decât aveam noi înainte de 1989. Aici, schimbările care s-au petrecut în lumea în care trăim nu țin numai de schimbarea comunismului, țin de schimbarea unui întreg stil de viață. Să faci o cultură sportivă e un lucru enorm de complicat. Și acum știți cum e, apropo vorba Florinei suferind de ipocrizie, site-urile pe care le-am numit eu și care vorbesc despre sporturi nu sunt cele mai citite din România, da? Adică nu se îngrămădește lumea cel mai tare acolo, e un cerc vicios. Sunt câteva zeci de mii de oameni, dacă sunt și aceia care citesc. Cultura sportivă se organizează și ea, dar cine investește? Ștefan, are și România merite în această victorie a lui David Popovici? Bună ziua și mă bucur enorm că am reușit să intru la un post de radio. Aș avea ore întregi să vă vorbesc despre noi cel puțin. România, statul român nu are niciun merit. Zero. Statul român privat are niște merite. Pentru că din copii de la privat ajungem să avem selecțiile pe care le avem așa cum sunt, cu eforturile părinților. Cu toate că bugetele sunt uriașe în sport, chiar și în sportul românesc. Și trist că nimeni nu observă treaba asta. Și am și să vă spun pe cifre. Hai să vedem ce înseamnă România, România cheltuie pe marea performanță, nu vorbim de sportul de masă care ar trebui să intre în sub Ministerul Educației, cheltuie la fel ca și Marea Britanie. Dacă adunați COSR, MTS, cluburi, Steaua, Dinamo, toate cluburile de stat, fără primării, aia deja cred că se dublează cu toate consiliile, cheltuie mai mult decât Marea Britanie. Marea Britanie la ultima olimpiadă de vară a luat vreo 50 ceva de medalii. Noi am luat 4. Și toată lumea vine și spune că săracii români n-au bazine, n-au alea. Dar cum faceți calculul ăsta? Am un prieten care eu mă uit aici. Federația Română de Canotaj are 8 milioane de lei. 10 milioane că au mai primit pentru baze sportive, deci 2 milioane pentru investiții. 10 milioane înseamnă 2 milioane de euro. Federația Română de Handbal, o secundă, are 5.200.000 de lei. Asta înseamnă 1 milion de euro, da? Federația de scrimă are și ea 1 milion de euro. La atletism e 1 milion de euro, la judo 1 milion și continui tot așa, că alealte sunt și mai jos. Exclusiv pentru loturile olimpice. După aia apare și COSR-ul și apar și cluburile. Per total, ca și sumă, pentru sportul de performanță, dacă luați bugetul cluburilor, ajunge la o sumă foarte mare, comparativă cu Marea Britanie. Păi, da, să nu comparăm, mă recupere. Da, poate acolo vă uitați la programul. Ok, nu intrăm în statistici, că e complicat. Dar de ce spuneți că nu are, că meritul României este zero? Păi el a început, hai să vă spun, el a început la un club privat, da? Da. Nimeni nu m-a dat doi lei pe el până când n-a scos performanțe. Asta e metoda românească. Ok. E ca și copil. Nu e doar românească, e prin mai multe părți din lume, adică... Da, haideți să nu exagerăm. Nu luați Ungaria, care e chiar lângă noi și vedeți ce înseamnă un sistem de promovare al copilor pe diferite nivele de performanță de la 10 ani în sus. Deci suntem de la 10 ani în sus, da? Ok, bun. De la 10 ani în sus. Ai făcut un timp la not, antrenorul tău câștigă 5 euro, tu câștigi 5 euro. Mergi mai sus, câștigă 10. La noi nu există. La noi trebuie să fii foarte bun și atunci te ia cu alai și cu covor roșu, te iau toți în primire, de la COSR la federații. Federațiile n-au niciun merit. Uitați-vă în București. Deci doamna Potec, care lucrează de ani de zile cu Blință... Administrează niște bani.
Deci care lucrează pentru, în primul rând, pentru a scoate vârfurile astea Glință și Popovici. Nu lucrează, le primește. Că dacă ar fi așa, ar fi o rețetă și ar da randament. N-am avea pe bandă rulantă campioni olimpici. Dar am avea o bază de selecție pentru performanță mult mai serioasă și nu mă refer la bază. Gândiți-vă că performanța la campionatul național, dacă le excludem pe Popovici și pe Glință, este la nivelul de 1997. Adică la optelea copil, într-o finală de campionat național de senior, este sub generația de atunci. Și aici excludeți toate meritele, deci din momentul în care au văzut că oamenii ăștia doi funcționează, că e vorba de doi oameni, și la alte sporturi e la fel, în momentul în care au văzut că funcționează și România și-a adunat toate resursele disponibile și i-a păstrat în țară. Are mai multe resurse decât cei doi. Nu i-a păstrat. Aici pot să vă spun și despre... Sunt niște alegeri. Toată lumea vorbește că America s-a bătut pentru el. America oferă niște burse foarte serioase și oferă un plan care, un ciclu de pregătire olimpic sau împărțit pe mai puțini ani, care dă roade. Nu-i tot una să te antrenezi singur la Izvoran, ce-ți oferă București în momentul de față, în pădure, departe de toată lumea, și să te antrenezi într-un bazin în care mai ai 6 campioni olimpici în California, la Berkeley sau în Florida sau oriunde vreți. Și dar totuși... copilul a făcut o alegere. Și el totuși... putea să meargă acolo cu antrenor, cu tot, cu și... toată familia, atât de bun este. Îmi primul scuze că a antrenor. Și România, un copil deci... fantastic. Aha, ok, bun. Deci, în ciuda tuturor lucrurilor pe care ar putea și le face România, ea nu are niciun merit. Statul român? Da. Da, 100%. Niciunul. Deci, gândiți-vă la CSR, da? A ratat două olimpiade. Da, domnule, a ratat două olimpiade cu echipa de gimnastică fete. Ștefan, uite aici merele, uite aici perele. Dar nu înțeleg la ce vă referiți. Uite, mă refer exact. Deci, eu vorbesc de David Popovici și tu mă duci la CSR care a ratat două olimpiade. Păi, pentru că păreți puțin contrariat că statul român totuși ar avea ceva merit. Eu vă spun că nu are. Pentru că știu cum funcționează ei. Fabulos. Dacă la noi în Valea a fost ființă 3 ani de zile. Deci, de câte ori credeți că a fost federația să întrebe, i-a prins becul, merge dușul? De câte ori credeți că a fost domnul Covaliu în Baia Mare într-un ciclu olimpic? Băi, ce bine, vrei ceva, e ok, ce-ți mai dă? Nu știu, trebuie să meargă domnul Covaliu. Eu mă uit în jurul acestei echipe de not și înțeleg că sunt niște condiții bune, sau chiar foarte bune. Bun, vorbiți de bursele lui și așa mai departe. Vorbesc de banii pe care câștigă, vorbesc de plata echipelor. A ajuns unde? El a ajuns acolo și de aia este băgat în seamă. Veniți la campionatul național de senior și o să vedeți 100 de sponsori. Deci, pe margini. Și este băgat, când este băgat în seamă? Când ești bun. Așa, okay. După ce te face clubul și antrenorul tău care dacă ar fi să vă dau un răspuns de ăsta, spunea că așa e societatea capitalistă. Dar nu vă dau răspunsul ăsta, că este un... Dar nu e așa societatea capitalistă. Am înțeles, okay. În America, unde e cel mai tare campionat de not, o să vedeți că sunt 60 de copii la același nivel, la fiecare... Ok, o bază de selecție mai mare și niște bani mai mulți, dar în momentul în care dacă eu aș veni... Hai să o luăm ipotetic, ca să luăm timpul ascultătorilor, dar... Eu zic așa, dacă eu vin la dumneavoastră, la club, și eu vă ajut eu, Cătălin Striblea, aduc eu 1 milion de euro de acasă și vă cresc condițiile... Vă aduc 2 milioane de euro. Vă aduc 2 milioane de euro. Când o să câștigați o medalie, am și eu un merit sau n-am un merit? Ca și dacă veniți cu banii ăștia, da, dar dumneavoastră vă imaginați că ți-ai aduceți de la privat. Sunt banii contribuabililor. Camelia Potec mai are și datoria de a face niște sponsorizări, de a atrage niște sponsori, de a deci face publici. Orice ar spune, o întoarceți. Deci nu există... Dar de ce sunt? Dar de ce refuzăm noi în România să recunoaștem în acest moment că un grup mic de oameni a reușit în preajma unui foarte mare talent să creeze niște condiții din care putem învăța data viitoare... ca să facem un alt mare talent sau să sprijinim alți copii. Păi eu vă dau toate exemple. Ați auzit de Ana Dascăl? Nu, n-am auzit. Rechinul negru de 14 ani. Păi eu vi le spun și dumneavoastră, încercați, mă rog, e și menirea dumneavoastră. Nu e menirea mea, dar nu-mi răspundeți la ce vă întreb. Eu v-am întrebat despre mere și dumneavoastră îmi spuneți despre pere. Păi eu încerc să vă aduc argumente. Nu, asta nu e un argument. Asta este o deviere a discuției. Când eu vă spun de ce nu recunoașteți meritul unui grup de oameni care reușește să facă un lucru, dumneavoastră mă întrebați dacă am auzit de Ana Dascălu. Pentru că ei apar la sfârșit când se fac pozele. Camelia Potec și tot deci Camelia Potec acolo... n-a fost până acum alături de echipa asta.
Bine, a fost când copilul a fost bun, copilul a fost la un club privat, nu? Nu știu cum să vă explic altfel. El n-a fost crescut de clubul Steaua sau Dinamo sau de un club. Și de aici încolo, când e la profesioniști, cum s-ar spune, nu mai există merite. În pregătire, meritele în performanță, în plată. Antrenorului. Da, nu, Dragoș, are nicio treabă federația. Spuneți. A, ok. Am dat deoparte. Bine, gata, am înțeles. Deci ies exclusiv antrenori și preparatori fizici care plutesc. Mulțumesc tare mult. Ionuț, salutare. Bine ai venit la România în direct. Bun găsit, Cătălin. Îți spun ție și radioascultătorilor. Auzind discuțiile de până acum, aș fi ușor împărțit în două. Adică, în primul rând, aș vrea să-l felicit pe David și pe cei care l-au susținut, pe familie și pe antrenori, și cred că e momentul, într-adevăr, să ne mândrim cu tot ceea ce a făcut copilul ăsta. Și, în al doilea rând, n-am știut foarte multe lucruri despre cei care l-au susținut din punct de vedere financiar. Auzind discuțiile și informațiile tale, cred că ar trebui felicitați și oamenii ăștia și probabil acum ar fi momentul ca cei care pot să facă ceva, într-adevăr, în țara asta, să o facă. Pentru că, într-adevăr, în jurul unui copil talentat sau unui om, indiferent de vârstă sau de abilitățile lui, în ce domeniu activează, dacă e talentat, cred că merită susținut. Și acum cred că ar fi un moment oportun și o provocare pentru toată societatea și, în primul rând, cred că și pentru cei care au posibilități. Atât dacă vorbim de minister, atât dacă vorbim de privat, cât și de cei care pot să facă, într-adevăr. Și, sigur, încă un aspect important, cred că e momentul să vedem atât noi cât și copiii noștri un exemplu în ceea ce face David Popovici și cei din jurul lui. Și ai dus aminte de discuția legată de politicieni și de faptul că bugetele sunt similare. Poate cred că ar fi o provocare în momentul ăsta pentru orice politician să vină și, într-adevăr, să ia atitudine și să facă ceva pentru sportul românesc și nu numai, în general. Da, dar ce? Că asta e întrebarea. Vedeți, victoria asta de azi, eu zic că va fi, uite, știi cum e, gura păcătosului, adevăr grește, că azi va fi o victorie, nu-i așa? Că de asta facem emisiunea azi, în ziua marii finale, când trebuie să se desăvârșească acest băiat. Victoria asta de azi trebuie, de fapt, să ne învețe ceva. Și prima întrebare la care trebuie să răspundă o societate așezată e următoarea. Păi cum am reușit în situația asta? Cum a reușit băiatul ăsta? Pentru că dacă oamenii susțin în continuare că este doar meritul lui, mesajul pe care îl primesc toate familiile din România este că o să vă descurcați numai pe cont propriu, nu vă ajută nimeni. Păi avem, cred că avem exemplu că nu e chiar așa. Știm și antevorbitorii mei de astăzi au spus foarte multe lucruri și de faptul că mai suntem într-o oarecare măsură susținuți, într-adevăr nu suntem susținuți și balanța înclină în a nu fi susținuți, însă cred că rețeta o are David Popovici, o are familia, o au antrenorii și cei care ai zis și tu la un moment dat că i-au ajutat. Și asta cred că aș face. Mâine când copilul ăsta se întoarce și sper să vină victorios și să-i dea Dumnezeu putere și capacitățile le ajută să câștige și în seara asta și mâine când se întoarce acasă sau în momentul în care va veni înapoi, cei care sunt abilitați și în măsură să poată să facă ceva și își doresc, să-i întrebe pe ei care rețeta. Și mai cred încă o chestie, că ziceai că o să fie uitat. Păi asta poate să fie o provocare și pentru voi, pentru presă, inclusiv pentru tine, pentru că acum vreau să vă felicit și pe voi în măsura în care în momentul ăsta îi faceți rating, cu ghilimele de rigoare spun rating, va fi interesant cât o să-l pomeniți sau poate să fie o provocare atât pentru tine în viitorul apropiat și îndepărtat, pentru a vorbi mai mult despre performanță, pentru a aduce cât mai mult în discuție. Acum, ce se poate face pentru lucruri. Cei care, într-adevăr, au astfel de în această emisiune capacități. Vorbim despre sport destul de des, adică chiar o facem. E adevărat, corect. Și despre performanță și mai ales despre lipsa ei. Și acum să fim onești, David Popovici și Robert Glintz au fost doi, cum să spune, darlings, așa le zice în engleză. Au fost doi răsfățați ai presei din România, adică au dat interviuri, au apărut, sunt pe pagini de ziare, apar în reclame TV. Nu e ca și cum lumea n-ar ști de ei, nu? Suntem onești aici? Păi cu siguranță, dar vreau să subliniez faptul că acum e momentul să se știe și mai mult. Și se vorbea de presă, că chiar tu ziceai că ratingul a fost de 40.000. Păi de ce să nu fie de 400.000? De ce să nu fie de 4 milioane în contextul în care tu ai un campion mondial?
Nu o să fie. Părea, da, nu o să fie. Mai... Nu o să fie, sigur, pentru că... Sigur că e puțin, da, probabil să fie, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să facem noi ceva. Inclusiv voi care sunteți lideri sau cei care sunt lideri pe la alte televiziuni sau postul de radio, că tot de noi depinde, tot de resursa umană e cea mai importantă. Și sigur, apare 1, 2, 3, 5, se poate face un... se poate face ceva pentru oamenii ăștia și cred că merită. Mulțumesc mult! Ei chiar merită și e un lucru extraordinar pe care l-au făcut și la care, atenție, cred eu că avem sau are și România o mică contribuție, măcar prin experiența oamenilor care îl înconjoară. Vedeți, David Popovici și Robert Glință sunt înconjurați de antrenori și specialiști români, oameni școliți în țară și în străinătate, care au ales să muncească aici și care o fac foarte bine. Cunoștințele, metodele lor, oamenii aceștia sunt parte din România. Nu trebuie să ne refuzăm, din punctul meu de vedere, orice succes sau orice bucurie, ca societate. Sigur că individual reușim de multe ori. Ne spune cineva pe Facebook că statul intervine când sportivul deja a confirmat. El trebuie să se implice de jos, adică statul. Sigur, ar fi de dorit. Poate nu avem programe, capacitate sau știință și asta e un lucru pe care îl putem corecta sau nu, depinde ce strategie alegem. Deocamdată în această zonă, strategia este sportivul plătește până la un punct. Dacă l-am văzut că e foarte bun, în momentul acela statul a intervenit și a mai făcut și el niște lucruri importante. Camelia, salutare, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit. Felicitări pentru Cătălin și Iulia Becheru, care sunt primii lui antrenori. Fondatorii clubului Aquatim, da, și Navi, unde a pornit. David Popovici, antrenorul Rădulescu, care provine tot de acolo. Pentru că, până la urmă, aici s-a muncit foarte mult. Clubul Navi a ajuns să fie peste Steaua, peste Dinamo, în toate clasamentele naționale, în concursurile de copii. Acolo este o bază de selecție făcută, până la urmă, de un club privat. Pentru că David Popovici a ajuns la Steaua împreună cu antrenorii și inclusiv cu trecerea acestor oameni, pentru că nu mai aveau finanțare. Ei, costurile sunt foarte mari. Și asta vă spun pentru că am și un copil acasă care face sport și fiecare competiție în parte costă. Costă cazare, costă mâncare, costă transport, costă echipamente pe care le poți susține eventual până la un anumit punct. Sunt mulți copii care abandonează tocmai pentru că nu își permit să plătească toate costurile astea familiile lor. Întrebarea care se pune este dacă aceste costuri ar trebui preluate de stat și când. Cu siguranță ar trebui preluate de stat de când sunt copiii foarte mici, pentru că trebuie făcută o bază de selecție de la copii mici, de la copii care sunt în clasele primare. Ar trebui să fie cluburile sportive, așa cum sunt cluburi de sector sau de municipiu și care sunt mai mult de formă și unde copiii nu au baze, pentru că baza tehnică este foarte proastă, pe de-o parte, pe de-altă parte, orice copil să se ridice are nevoie să participe la competiții. Bun, dar acum eu cred că în sunt... în vizorul presei, în vizorul sponsorilor, cum mai spunea cineva mai devreme, trebuie să ia ceva la nivel internațional. Iar acel ceva la nivel internațional este, costă undeva la 10.000 de euro pe an, ca să poată să participe la acele competiții, să acumuleze puncte încât să poată să ajungă la campionatele europene sau mondiale. Deci sunt niște costuri foarte mari. Cum să ajungă un simplu copil ca să poată să intre după aceea în vizor? De exemplu, în București există un club mare al primăriei, CSM, care are mii de copii înscriși. Adică există o metodă acolo. Nu știu dacă are secție de not, dar sunt echipe, handbal, basket, tot felul de secții care sunt finanțate de oamenii de acolo. Bănuiesc că au și părinții o contribuție, că așa funcționează în România. Ce îmi spui tu este că la not e așa o situație în care doar părinții susțin sau că e o situație generalizată? Să duci un copil la not și să facă mai mult decât de două ori pe săptămână costă undeva la 450-500 de lei pe lună. Ok, e, e foarte mare suma asta. Da, este foarte mare. Și sunt
câteva bazine particulare în București, chiar sunt. Ai avea unde să duci. Însă costurile sunt foarte mari. Își permite România la nivel de societate să facă un program național pentru un not în care să înscrie... Dar nu numai pentru not, pentru că sunt copii buni la not, dar poate să fie la orice. Okay, de asta întreb. De la fotbal și la karate și la not. Și, cu asta, cum ar trebui să arate treaba asta? Adică până unde, la ce nivel și cu câți bani? De exemplu, îți spun asta pentru că aflu pe știrea astăzi că la Vâlcea, Consiliul Județean, își face un club de sport cu diverse secții, cu lucruri de genul ăsta. Și eu cred că tot pe nivel local ar trebui să se financeze. Nu sunt partizană și votantă și însă în perioada în care Firea patrona Bucureștiu a avut un program de recompensare, nu de susținere, nu de sprijinire în competiții, ci de recompensare a copiilor care obțineau performanțe deosebite în sport. A fost singura dată când au venit niște bani din partea primăriei. Tot premianții erau cei susținuți. Da, asta spun, okay. Că a fost doar pe premiere, nu poate a fost pe susținere. E și asta o concluzie. Mulțumesc tare mult, Camelia. E și asta o concluzie, nu? Că performanța, un tip de performanță va fi premiată. Cam așa funcționează societățile. Paul, salutare! Bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit. Felicitări performerului. Este un lucru pe care eu sunt cadru didactic. Lucru pe care îl voi transmite tuturor elevilor mei ca pe un exemplu de urmat. Însă mă gândeam la ce spuneam înainte referitor la mediul, la meritul României în general. Trebuie să facem un pic de despărțirea apelor aici, pentru că dacă vorbim de meritul României văzându-ne pe noi toți românii, atunci da, oamenii ăia care au contribuit financiar pentru a ajunge la un nivel destul de ridicat, fac parte din națiunea asta și atunci este meritul României. Dar atâta timp cât după confirmare apar personalități din domeniul sportului care subliniază meritul României ca pe propriul lor merit, atunci lucrurile nu mai sunt în regulă și stăm și ne gândim în momentul în care vorbim despre performanțele României, în ce măsură astea sunt performanțele celor care cu adevărat contribuie sau ale celor care doar... Dacă s-ar lăuda cu asta Camelia Potec, ai fi de acord? Nu. Nu, ok. Dar lui... Se întâmplă deci, în domeniul ăsta ceea ce se întâmplă și în învățământ. Îi cerem să fie modestă, nu? Adică, da, pe Burleanu îl criticăm când are performanță, nu? Și bănuiesc că dacă doamna Potec n-ar avea nicio performanță la federație, i-am spune, Camelio, ce face acolo? Pleacă, nu? Dar dacă are performanță, nu o lăudăm. Aș prefera ca performanța să constea în numărul de săl de not care au fost construite în perioada în care este la federație, de exemplu. Aia o numesc eu performanță. Păi știi ce? Burleanu are cel mai tare program cu copii din istoria federației. Te rog, laudă-l. Da? Te rog, laudă-l cei pe Burleanu. Cei mai mulți dintre elevii care se duc la școlile astea de fotbal se duc la școli de fotbal particulare. Nu există școală de fotbal. Există cele mai multe centre de juniori ale federației din istoria fotbalului românesc la Burleanu. Și cei mai mulți bani rezultatele. Da, acolo se investește. Și la doamna Potec vedem rezultatele. Nu, vedem rezultatele celor care au contribuit pentru a ajunge acolo. La doamna Potec vedem poza din ziar, probabil. Fabulos. Nu, de ce nu reușim noi ca nație, la un moment dat, într-un moment din ăsta, să-i spunem bravo, Camelia Potec, ai făcut o treabă bună, bravo și ție, David Popovici, bravo, Dragoș Luscan, bravo, da. Adrian Rădulescu, toți cei care au fost acolo? E simplu, am un răspuns pentru asta. Nu pot să-i spun asta deoarece, de exemplu, elevii din clasa mea, în perioada asta a verii,
participă la cursuri de not finanțate de către părinți într-o sală, într-un bazin particular. Nu am auzit de nicio investiție în tot județul ăsta în ultimul an, în ultimii ani în domeniul. Acum, investiții... Și atunci să-i spun bravo. Mulțumesc tare mult. Investiții au mai fost. Poate la un moment dat, adică de la Otopeni, la Târgoviște, nu știu în ce măsură federația sau poate Compania Națională de Investiții, dar poate la un moment dat o să avem puterea să ne spunem și noi nouă, băi, stai mă că am făcut o treabă. Alminteri, David Popovici e un campion formidabil, o să tot vorbim anii ăștia despre el și o să ne bucurăm de el. Dar fără sprijinul oamenilor care vor fi întotdeauna lângă un campion să-l pregătească, să-l învețe și să simtă, să transpire odată cu el, performanța va fi mult mai grea. Diseară să ne rugăm și să-i ținem pumnii. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.